Dar, pe de altă parte, trebuie să vedem, poate dânsul are altă definiție a demnității. De exemplu, noi chiar i-am admirat pe cei de la FCSB în momentul în care au ieșit și au spus, domne, cu CFR-ul vom juca cu copii. Zic, uite, domne, niște oameni demni au un punct de vedere și îl mențin, au o politică a clubului foarte frumos. Joacă cu copii. După care, sigur, n-am mai înțeles nimic. Jucăm cu echipa bună, ne batem. Chiar dacă nu ne interesează, dar zic, în momentul ăla, oamenii schimbă părerea de la o zi la alta, este problema lor. Dar trebuie să vedem ce înseamnă demnitate. Demnitate înseamnă să fii omenie? Demnitate înseamnă să alergi după bistrița cu banii prin autocar? Demnitate înseamnă să pui fularul rivalei de moarte, gen Dinamo București, de gât? Adică trebuie să vedem. Uite, ca să tot vorbim de demnitate, noi spunem foarte clar, dacă ar fi să dăm timp înapoi și să fim înainte de meciul cu Viitorul, de acum 3 ani de zile, clubul nostru ar proceda la fel. Nu l-ar interesa ce spune X sau Y. Dacă politica noastră este ca la meciul ăla să jucăm cu X, cu Y sau Z, în funcție de decizia antrenorului în primul și în primul rând, noi vom juca la fel. Deci ca să nu avem discuții că ne pare rău sau că nu suntem ipocriți. Dacă va fi, ar fi să dăm timpul înapoi, am proceda în același lucru. Deci dacă ei joacă astăzi cu juniorii, sau mă rog, cum, nu joacă cu primul 11, raportându-ne la primele declarații ale lui Gigi Becali, n-aveți o problemă. Este problema lor, nu avem problemă și dacă joacă cu primul 11 și dacă joacă nu cu tineretul, dacă joacă cu copiii, cu cei de 12 ani poate aduce, poate tot cei de 2007 îi aduce să joace. Este problema lor, e filozofia lor, nu ne interesează și apoi nici nu poți să pui bază. Ce zic, că ei poate să se schimbe dimineața să facă ceva, la prânz altceva și seara cu totul și cu totul altceva. Deci n-avem cum să luăm în calcul niciun fel de scenariu în ceea ce privește FCSB-ul. Chiar vorbeam, am văzut că se vorbea de dreptate, Bârsan, dreptate. Păi hai să vedem acum, în ultimii ani, dreptate, când erau faulturi în afara careului pentru FCSB și arbitrii le mutau și le dădeau penalti împotriva noastră. Când aveam numai târziu de sezonul acesta în sezonul regulat, am avut penalti la Ivan la 0-0, când ei nu mai stăteau în ghete și nu s-a dat. A zis cineva ceva? Sau când aveam nu știu câte penaltiuri și nu ne dădeau. Aia e dreptate sau nu e dreptate? Sau când trebuia să ia roșu, Pintilii, Bălașa chiar, care acum e la noi. Și nu se dădeau. E important pentru că e o sărbătoare până la urmă. Noi suntem calificați în finala campionatului. CFR-ul așteaptă astăzi ca să vadă dacă se califică sau nu. Da? Dar e frumos să duci titlul până în ultima etapă și ambele echipe să stea la mâna lor. E frumos pentru orice suporter, pentru orice iubitor de fotbal. Noi credem că FCSB-ul a pierdut contactul cu noi și cu CFR în două momente. Primul moment când Bălgădean le-a fost suflat de sub nas și ei nu știau că era suflat de o lună de zile, da? Și în momentul acela cred că vestiarul lor s-a destabilizat. Și repet, chiar îmi cer scuze că de fapt nu e problema noastră să discutăm problemele FCSB-ului, da? Și al doilea problemă când i-a bătut asta cu 3-2. În acel moment s-a pierdut pentru ei, dar cel mai important lucru pentru ei a fost în momentul când Bălgădean era deja de o lună de zile la CFR.